Mulțumesc mult de tot, Moldo. Hai că trebuie să mă trezesc. Important e ca oamenii de acasă să nu simt asta. Doamna Simona, nu? Doamna Simona, bună dimineața, să rămână. Îmi cer scuze că arăt cum arăt, dumneavoastră machiați. Dacă ați putea să-mi faceți și mie un machiaj în această dimineață, ar fi minunat, pentru că... Poftim? Lovit rău. Nu mai spune și de asta, lăsați așa. Ce facem în această dimineață? Facem un machiaj de toamnă-iarnă, care este acum în tendințe. Mergem pe ceva machiaj minimalist, deci pe ceva mai natural. Pe timpul zilei mergem pe bejuri foarte mult și roz. Iar machiajul de seară se bazează foarte mult în această toamnă pe culorile aurii. Mergem pe auriu, mergem foarte mult pe mov și albastru, neon pentru cluburi. Nu mai spuneți de cluburi, vă rog eu mult de tot. Haideți să o facem pentru că, uite, mergem în cluburi și dăm dintr-una într-alt. Dacă zicem vară, zicem distracție automat. Da. Zicem cluburi. A, ne distrăm până la un punct, când alții au grijă să distreze altfel decât ar trebui. Ești ok, nu? Da. Acum ești naturală? Da. Dă-i un cadru strâns. Să vedeți ce fată frumoasă, naturală am descoperit. Doamna Simona, vreau să spuneți cam ce se poartă în această toamnă în materie de machiaj. Deci în această toamnă, așa cum am spus, mergem pe culori arămi, mergem pe un machiaj neon, electrizant, tot pentru seară, iar pe timpul zilei culorile toamnei sunt bej, bejul natural, un maro, cafeniu. Rujul are o importanță foarte mare, așa cum a fost în tendințe pe perioada verii, să mergem pe oranj, pe tangerina. Acum mergem foarte mult pe un bej natural, în continuare. Este cel mai ok ca o femeie să arată cât mai natural. Da, mie îmi spunea cineva odată, o domnișoară, ce iarna niciodată să nu te dai cu nimic pe față. Vara, niciodată. Nu, și iarna. Mi-a zis că iarna oricum îți pui fular și șarfă la gură, la ce trebuie să te machiezi? La voi, băieți. Da, la noi, băieți, într-adevăr. Eu aș avea nevoie acum de machiaj, dacă m-ați putea ajuta. E ceva natural, e ceva. E ceva natural, corect, aveți dreptate. Vă las să faceți aici treabă și mă întorc puțin mai târziu. Mă întorc cu fața către domnul Chermani. Bună dimineața. Bună dimineața, ce s-a întâmplat? Ia trebuie să mai... Ce s-a întâmplat? Trebuie să am frigă și eu cu atât fetele, nu? Trebuie să aveți frigă, dar... Bine, în mod normal n-ar trebui să aveți frigă, că trăim într-o țară europeană, dar... Se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Vreau să-mi spuneți de finala concursului Miss Plaja. Când o să aibă loc? Cine este candidata numărul 1 din punctul dumneavoastră de vedere pentru a câștiga? Sunt mai mult fete, nu avem acum ideea foarte... clar, dar sunt foarte multe fete frumoase la semifinale, două urmează finale. Eu știu că în juriul la Miss Plaja o să fie și domnul Rică Răducanu, pe care îl văd pe acolo prin spate. Așa, bună dimineața, promis. Nea Rică, ia vino cu a... Ia bă, bine spune. Că ai venit, bă, ia stați așa, ia stați, fete, stați, bă, că a venit ăsta. Ia să te văd, mâncați. Nea Rică... Bună. Să trăiești, da. Ce faci, bă? Este invitat, nu știu dacă vrea să vină. Dar de ce nu mai suna, mă, să vin? Ori luam și eu, ori îi făceam praf aia. Ce să mai sun, bre, că nu mai am nici telefon. Mă crezi că nu mai am nici telefon. Nu erau bodyguard, nimic, te-ai luat cu ei singur. Ce să mă iau, că a fost afară, n-a fost în club. S-a întâmplat afară. Asta e. Te-ai așteptat. Am auzit că ești în final, în juriu, acolo, la Miss Plaja. Să vedem, nu știu, mai mă gândesc până mâine. Ce mai gândești? Ai treabă? Nu prea am treabă, dar m-am cam plictisit pe aici și plec și mai avem vineri, iar sâmbătă, luni. Am înțeles. Eu am, auzit, am plecarea, da? Am o plecare, da. Am înțeles, pleci și marțea și te întorci vinerea. Bună. Luni după amiază pleci? Aha, te duci la... Ai te uitat la meci, apropo? Am văzut, tata, apropo de meci. Cum e meciurile astea? Ai, am jucat ne-au și noi de-astea. Ne-au jucat ăia de ne-au omorât, am văzut. Păi ce vrem, mă? Noi mai mult de frică să nu luăm multe. Adevărat că dacă ieșeam la joc, ne dădea vreo 5. A, și ce dacă? Ori era 5, ori 2. Ori 2, ori 5, tot aia era. Da, dar vreau să te anunț că nu știu dacă ai văzut, că abia e egalat aseară. Toată lumea zicea că bate, știi că tu ești altă. E eu, bun și un meci. Eu sunt stelist, dar să știi că n-am apucat să mă uit la meci. N-ai, eu de-aia vreau să spun că dacă ai fost cu supărările tele, a egalat Rusescu, iar același Rusescu 1-1. Destul de bun, echipa ăștia sunt buni. S-a jucat fotbal sau?
Cum se joacă la noi. Am înțeles. Domnul Kiermani, vreau să-mi spuneți care este premiul cel mare pentru câștigătoare. Premiul mare este de 3.000 de euro din contract cu Luna de Miel, agenția noastră, și un contract să încercăm să promovăm câștigătoare. Da, câștigătoarea mai are voie să participe și la anul dacă dorește, sau a câștigat și la revedere? Nu, tot mai că încercăm să promovăm fetele alte că lume, se câștigă. Că merge mai departe, poate să meargă în lume. Sigur că da, sigur. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, o să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Încă o dată îmi cer scuze că apar așa la televizor, dar trebuie să înțelegeți că câteodată asta e viața.